După 10 de zile de la începerea școlii, ministrul educației Sorin Câmpeanu pregătește introducerea testelor de salivă în școli, bineînțeles fără o bună organizare. Decizia acestuia de a implica profesorii în testarea elevilor pentru depistarea COVID a adus un val de controverse. Toți elevii, preșcolarii, profesorii, învățătorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor face teste de salivă, a anunțat ministrul demis al educației Sorin Câmpeanu. Bineînțeles, întrebarea este cine va efectua acest procedeu. Autoritățile competente au răspuns și au decis că demersurile pot fi făcute chiar de cadrele didactice. Prea bine, normal ar fi să facă cineva specializat. Așa am auzit că e vorba și de părinți, de să facă. Acum să vedem. Această decizie a creat un val de reacții, întrucât reprezentanții personalului din învățământ nu sunt de acord să efectueze testele COVID-19 pentru elevi, susținând că există riscul de infectare. Nu e corect. Nu e corect, adică trebuie făcute de persoane de specialitate, autorizate. Că nu trebuie doar făcute testele și interpretate. Sindicaliștii susțin că, având în vedere numărul mare de elevi dintr-o clasă, dar și la nivelul unității, testarea nu se poate realiza într-un interval de timp scurt, ceea ce va afecta semnificativ desfășurarea procesului de predare, învățare, evaluare. Păi da, profesorul are timp să facă și testul, să facă și pregătirea cu copiii, să-și facă și temele pentru ce are de făcut. Îmi pune o întrebare așa ca un om bătrân. Credeți de asemenea că există riscul de a se contamina profesorul? Riscul e mare și pentru profesor și pentru ele. Reprezentanții cadrelor din învățământ cer ca aceste teste să fie administrate preșcolarilor sau elevilor de către personalul cabinetului medical școlar de la nivelul unității. De asemenea, în aceste zile se discută posibilitatea ca acest procedeu să fie făcut acasă sub supravegherea părinților. Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din salivă ar trebui realizate în prima și în a patra zi lucrătoare a săptămânii.